Strategia de dezvoltare a serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare include investiții la secția radioterapie și la compartimentul de chirurgie cardiacă. Licitația de atribuire a lucrărilor de construcție a buncărului ce va funcționa în cadrul secției de radioterapie a fost încheiată fără surprize, a informat Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean din Baia Mare, în cadrul emisiunii Cu cărțile pe față de la televiziunea Teleplus. Am terminat licitația privind atribuirea lucrărilor de construcții pentru extinderea și modernizarea buncărului de radioterapie. N-am avut nicio contestație, slavă Domnului, pentru că este la modă să contești în permanență. Contractul a fost semnat, iar lucrările sunt prevăzute a se finaliza în luna iulie. Totodată, în toamnă, este prevăzută și licitația pentru achiziția acceleratorului. În octombrie se finalizează licitația și de la minister, cu banii de la Banca Mondială pentru achiziționarea celor 4 acceleratoare, dintre care unul va ajunge la Baia Mare. Deci vom finaliza radioterapia anul acesta. Valoarea lucrărilor de construcție a buncărului este de 600.000 de euro, iar a acceleratorului de 6 milioane de euro.